Salutare, băieți. Uite, vreau să deschid nucleul ăsta al meu, unde am eu o măscuță de rezervă. Ieri câțiva colegi credeau că, de fapt, ei cred că nucleii nu iernează cu albină mai puțină. Nucleul ăsta al meu are 3 rame de ăștia mici, dar dacă le unesc, urmează o ramă de 1 pe 1 și vreau să mă uit eu la el să văd eu care e treaba cu el. E un pic rău, adică un pic normal să agite cel că îl deranjez. Curios dacă și matca s-a apucat să ouă. O să văd eu dacă reușesc eu ceva. În care ar mai avea aici, să mă uit și de te vedem și mătcuța cumva. Văd că nu. O să mai scot una. Asta de mijloc i-am schimbat-o. Are vreo 2-3 săptămâni, ceva de genul. În mod normal acum. Ce căldură are și el înăuntru, se simte la mână. Uite și mătcuța. Am prins-o. Nu a ouat încă, nu a ouat. Uite mătcuța. Deci, fată, să nu stai pe margine, să nu te prind. El își vede de treaba lui. Foarte bine. Vedem și ultima ramă, să vedem. Asta cum se prezintă? Da, asta are mâncare. Încă n-a ouat. Curioasă idee. Uite, are și aici așa. Are mâncare. Uite și sticlește în asta. Asta e de-aia am pus eu acum. Dai mai pui, nu e problemă. Uite, are și pe partea asta. Nu știu cât de bine se poate vedea. Este un nucleu. Dar ce vă mai pot spune e că ăsta nici nu are tratament făcut de păduchi. Am 2 stupi care îi am așa. Care nu i-am tratat. Efectiv nu-s tratați deloc. Pentru că nu i-am tratat. I-am lăsat în pace. Vă zic să văd și eu cum reacționează, să-i lasă în pace, să-și vadă de treaba lor. Mulți zic, vai, domne, nu trăiește, moare. Nu e adevărat. În pădure nu mai tratează nimeni și trăiește bine, mersi. Pune și lui câteva picăturile, uite așa, de miericică, că asta e foarte bună.
miere cu protofil, api complex și de lapte praf și o căpățână de usturoi la 20 de kg de miericică. Prinse una, asta e viața. Așa, punem asta aici. Bun, băieți. Acum, criticile sunt constructive, nu destructive, cum era un coleg care el nu prea acceptă critici pentru așa ceva. Sănătate, băieți. De fapt, hai să uite să să mai deschid și pe ăsta aici așa. Că ăsta e 45, numărul 45. Îi pusei și lui pe scoburi niște miere, tot ce le duci la nucleu. Bun, ne zic că e o prostie ce că le dau eu chiar așa, dar mie nu mi se pare o prostie, am mai dat, am ani mai de mulți de când dau, bani destui de când dau așa. În rest, toate cele bune. Salutare, băieții!